Salutare, salutare, prieteni, bine au regăsit pe canalul meu de YouTube la un nou vlog. Ce credeți, prieteni, am hotărât și plecăm la mare. Let's go! Plecăm la mare aici. Da, mare, adică la noi, pe Strehaia. Da. Avem și noi o plajă aici la noi, la Motru. Da, bună ziua, bună ziua, vă pupăm! Ia uitați-o pe toți care ne urmăriți. Eu deja m-am pregătit pentru mare. Ne ducem, m-am îmbrăcat așa. Gata, e plecat? Da. Ia uitați. M-am îmbrăcat. Pantalonii de plajă, ia uitați. Tot, gata, ne ducem. Vă invităm și pe voi, pe toți cu noi acolo, la plajă, la noi aici. Că și la noi este frumos aici, la Strehaia. Și ne ducem și noi la noi aici. Ne ducem, facem o băiță, facem un vlog acolo frumos. Ia și șamponul la noi. Ce să mai faci cu șamponul? Păi să ne spălăm dacă tot mergem să ne spălăm. Nu, măi, ne suntem spălați, ne intrăm și noi în apă acolo, suntem și noi frumos. Dar vedem noi acum dacă o fi cineva acolo, nu știu, o fi surpriză, o fi, nu știu. Dacă întâlnim și noi pe cineva acolo, să stăm mai... Ce credeți, prieteni, că bucătarul rămâne acasă? Sărăcuțul de el. Nu o să luăm pe bucătarul, că nu vrea să vină și rămâne acasă. Acum mă duc eu și cu Leuțu și vedem cu ce, cu Denisa, cu mama lui Denisa, o să mergem împreună. O să, vedem cine mai e pe acolo, că am auzit, prin câte am auzit eu, este foarte multă lume. Da, da, este, nu știu, lasă, că vedem acolo. Vecini de-ai noștri, neamuri, nepoți, strănepoți, mulți. Vedem. Mamă, ce rece apa. Mi-am pregătit și ochelarii de soare. Nu mai găsesc basca aia mea de pescar. Nu știu, tu te duci ori să pescuiești, ori să faci baie. Ce ai de gând? Nu știu ce s-a întâmplat, dar eu știu că una i-am dat-o lui Ion. Da, și mai aveai două, trei. Eu și eu aveam... Deci i-am dat-o lui Ion pe aia albastră. Și eu am mai oprit aia albă și una verde. Da. Am găsit-o decât pe aia verde, n-am găsit aia albă, care aveam eu nevoie acum. Pune orice culoare, nu contează, contează să nu te bată soarele în ochi și să fii protejat. Contează și soare. Să te asortezi. Asta. Am o pereche de pantaloni de ăștia cu verde. Lasă-mă asortarea, nu mă vezi pe mine cum am îmbrăcat în toate culorile, așa e vara. Vara trebuie să fii îmbrăcată în toate culorile posibile ca să... Văd o pereche de șlapi acolo. Nu, că mi s-a vrut pe ea. Mă merg cu ăștia, că-s mai ușor. E-s mai ușor și am zis să merg cu ăștia. Ăștia să-i tăi, nu? Da, lasă că n-are nimic, ca poți să-i porți și tu. Da, dar nu prea merge. Ăsta-i 39 lei și eu 41. Lasă, nu contează. O așteptăm pe Denisa să vine să ne ia cu mașina Denisa. Cu mama sa împreună. Mai stăm o țelă. Hai că revenim. De la plajă. De acolo, de la plajă. Mama! Unde? Tocată! Unde credeți să... Da! Păi da, la mama aici și-am dat numai de neamuri. Am dat de țiganii noștri, prieteni, aici. N-ai voia de filmul, Ami. Mama! Auzi, ăștia sunt aici, nu trebuie să mai filmul, Salma, gata. E și un miel aici, prieteni, ia uitați. Ied, ce e ăsta? Da, l-am găsit pe unchiul Ion, prieteni. Pe bunica Maria, unde e? Ia uite-o. Mă, Maria, pe furiș ai plecat aici. Păi cum nu ne zici și nouă, bunică? Pe furiș, uite câte spirtoase, câte vinoase aici. Mă, vă văd ce pe mine, copii. Păi nu te dai un telefon sau un bip, măcar. Aici ce avem? O tocăniță? Sfârâie tu ce-o aici. Tu ce faci, mă? Mâine. Să-mi aduci la ziua mea un iPhone 5 Pro Max. Imediat. Sara, tu ai făcut baie? Da. Da? Unde ai făcut baie? Ia aici? Ai fost aici la baie? Da, baie. Păi ai intrat tu în apă aici? Da, aici. Hai să vedem cum se prezintă apa. Încet, vezi să nu pici. E apa mică, băi, frate. Nu poți să ne băgăm în ea, că... E apa mică. Hai, hai Sara, hai. Hai, dă mâna, dă mâna. Apa. Ce ai făcut baie? Bibica. Bibica a făcut baie, hai David, tu ce faci?
Grătarul sfârie în continuare aici. Nu mai putem ne uți cu căldura asta. Doamne. Și stăm tot în căldură. Deci avem aici carne de porc, carne de oaie. Ania porculița. Da. Leuțu, noi am venit și noi aici. Uite, vine și sorta Dana. Toți. La Mamaia am venit și noi. Și de unde că, uite, pe cine am găsit noi aici, prieteni? Nu credeam, asta a fost o surpriză aici. Că am venit și noi aici la Praje, la noi aici la Strehaia, că am auzit că e foarte frumos, dar e foarte frumos. Am dat de șatră. Pe cine credeți că am întâlnit aici? Pe Bruni, Brunețica, cumnată ta. Direct la grătare, la ouă, uite. În acțiune am prins aici. Mă, dacă știam, îl luam și pe săracul bucătarul. De ce de el? Du-te și el. Aici, dar știi ce avea și el cu o căpățână de porc? Să aducă și el, să o pună și el pe grătar. Păi uite că tu mergi în grătar. Facă de rând, mai bine să nu vină. O căpățână de porc avea. Avea o căpățână de porc. Și niște pline de alea avea. Mamă, îl primești pe bucătarul cu o căpățână de porc. Aici pune și el pe grătar și niște pline de alea. Și el căpățână, n-are unde să o prăjească, să o pună aici. Noi nu primim căpățâni de porc. Noi numai oi. Noi chiar n-am știut că sunt frate meu aici. Mama, a fost o surpriză. Am venit. Uite, vine sorta Dana. Uite, vine și Dana după noi. Vine tot. Mă, toată lumea, mă, n-am și eu frunte. Voi și veniți după mine. Tu ce făceai singură aici? Mai bine cu mai mult. Mă, nu, la liniște cu familia, relax. Liniște? Dar la noi nu te-ai gândit. Nu ți-o gândește. Voi nu v-ați gândit la mine aseară când ați dat drumul la... Ai zis să vin, la noi așa e. Noi te-am invitat, dar tu nici nu ne-ai invitat. Noi am venit neinvitați pentru că... A fost mama Maria seară cu noi. Hai să mănânci tu, Leut, hai. Las că mănânc. Uite, vine și Dana. Vine-vă și toți ai noștri. Vine șoverița, Dana șoverița, zia. A fost cu mare la tocană. Ia să vedem ce fac. Auzi, ori, vine tocană, fugi! Aici am mers cu filmările. Dă-i cu apă, dă-i cu apă. Dă-i cu apă aici, ce s-a întâmplat? Mă ajut și eu cu ceva să mă întorc în oală doar. Hai, fui, hai, hai, doamne, hai, fui, hai, așa, doamne, bare. Hai, 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 și pe tine focul un pic, că te-l călzești. Eu sunt obișnuită cu focul, cu focul, da. Mamă, dar ce tocăniță, nu-mi vine să cred aici. Ia, cred că mă duc să le iau și pe bucătar. Avem o coadă de vacă. Eu nu, chiar nu pot să las pe bucătarul acasă cu asemenea pregătiri ce sunt aici în șatră. Uite, mai este lume în partea aia. Doamne, aduște, doamne. Da, da. O venit Dana. Bă, Dana, de unde știu că suntem aici? La radio, auzi. Doamne. Hai la apă, jos. Hai să mergem la apă. Hai încoa. Hai Denisa la apă. Lasă venit pe rând. Mâncai, bunică. Ia cu o bună. Hai pe aici, că eu știu drumul pe aici. Am mai fost. Ia, uitați, pe aici trebuie să o luăm. Și ajungem acolo. Uite pe aici, dar e problema. Cei care au Adidas, care au Adidas în partea aia n-au cum. A, nu, nu putem pe aici. În partea alaltă este apa să faci baie. Ia, pe aici se poate. A, uite, se poate pe aici, uite. Au făcut drum pe aici. Ia. Bă, Leuțu, Leuțu, Leuțu. Și după aia, cum mai cobor? Cum se cobor? Cum mai urci, să zic? A, nu-i problemă de urcat. Ce ridicau? Nu e șarpe. Nu e. Ce e ăla? Zice că e un șarpe, dar nu e. Dar ce e ăla? E o pungă. Doamne, ce mă fac, Leuțu? Hai, hai jos. Hai să spui ce, Leuțu. Eu venisem și eu echipat în costum să de baie, să stau și eu aici să mă brozez. Cum fac cu șatra asta că sunt toți aici? Hai jos pe aici. Mai bine mă duc la Herculane ca să mă brozez. După șadră? Că așa ai venit tu după ei. Nu știu mă că e șatra aici. Hai, cobor jos, fără frică. Doamne, ce mă fac? Mai bine eu mă duc la mare săptămâna asta, decât să stau cu un trăț țigan pe aici. Nu pot să stau în costum. Hai, nu, am alunecat pe iarbă. Hai! Bă, păi n-ai cum aici, că e apa mare în partea asta.
Da. În partea aia trebuia. Dar știi care-i treaba? Că trebuie să sari aici. Uite. Nu te primesc, ha? Râzi, Sara, că am alunecat. Hai și tu. Hai și tu. Ți-e frică că pici? Ți-e frică, Sara? Ce facem eu? Da, ai văzut, Sara? Da. Doamne, cât e de frumos aici, nu vine să cred. Dar știți că ce mă deranjează foarte mult, că nu pot să stau și eu în costum de baie aici. Păi cu atât ce țigănici eu, cum să stai în costum de baie? Stau, îmi pare rău, mă duc la mare undeva să pot să stau și eu aici, nu se poate. Sunt prea mulți de ăștia care sunt în ziua, prieteni, suntem aici, am venit și noi la noi la Strehaia, aici la mare. La un grătărel, pe cine credeți că am găsit noi aici? Pe Maria, pe mama, nu ne-a zis, nu ne-a anunțat, am venit așa neinvitați și am găsit-o pe Maria, era cea mai mare surpriză că am găsit-o pe Maria. Ce faci, Maria, aici? Uite, vadă, dar... Mă, Maria, dar eu numai la grătare ești. Da. Dă să te ajut eu, Marie, fiindcă tot am venit. Fiindcă tot am venit, Leuțu, dă-te în partea aia să-ți arătăm ce mănâncă, ce mănâncă aceștia oameni aici la grătărel. Carne de oaie cu carne de porc. Are mai multe. Aici suntem cu toții. Vă invităm pe toți care sunteți în apropiere să veniți la un grătar cu carne de oaie. Toată brigada aici, ia uitați. Da. Uite, mă, Leuțu. Uite ce este aici. Vine de Gheorghe cu doamnă. Ce mănâncă și ea. La mare, la Strehaia. Suntem la mare, la mare îndepărtare. Acum, la noi, la Strehaia, suntem. Avem și pe Denisa, pe Sara. Este și Sara cu noi. Sara, ce le spui la prieteni? Pupă-le! Vă pup, pienegă! Hai, vă pupăm, vă dorim multă sănătate. Distracție plăcută dacă sunteți și dumneavoastră la un grătărel. Prieteni, am plecat. Doamne, ce bine ne-am simțit acolo, între neamuri. Mamă, mi-o iau peste mâncătoare, Denis, acasă. Nu l-am luat și pe bucătarul, m-am distrat fără el, am jucat aici. Iau, pe lume de aici. Mă ține o mare cot. Nu știu, cu domnul. Un pic, acolo să vedem dacă nu intrăm și noi, da. Lăsăm mașina aici. Vedeți să vă duceți acolo? Aha. Poți să trage aici, într-o, și mergem noi pe jos. Ne ducem și noi o țără acolo. De ce? Să filmăm și noi apa, să vedem cum e. Să îndrătar așa, să se vadă că e spune. Ia, deschide și mie ușa. Mi s-a rupt și ochelare, aici ce să mă fac, uite și tu. Doamne, mi s-a rupt ochelare aici. Ia uitați, neamurile acolo cu grătarul în forță. Mai e cineva aici? Ia să vedem, mai e. Ia strigă, mai e cineva? Păi ce să mai le strig? Păi nu știi. Mamă, aici era fain să venim. Era? Da, nu acolo, mă, într-o șapă. Stai așa, poate auzim gălăjie și nu mai merge. Nu mă, că plecat, mă, ăștia romii ai noștri. Că de-aia n-am putut să stau și eu la prajă. Nu ne văzură. O plecare, Romi? Da, unde mai mă bronzez acum? Că nu mai e soarele. Ce mă fac acum? Aha, o plecare, Romi. Aveau masă aici, a, scaunele. O să venim și noi mâine, sau păi mâine o să fim aici. Cu grătărele, cu tot, o să ne mutăm aici. Mâine? Da. Se aude muzica de la ai noștri până aici. Să venim cu alte pregătiri, nu numai cu oi. Și au făcut aici, au făcut la tuci ceva. Da, 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 au gătit aici, au pregătit. Ia. Mamă, câte sticle de bere pe aceea. Da, mă, dar ăștia fac mizerie. Țiganul e țigan și în ziua de Crăciun.
Paște mănâncă. De Paște sau așa. Ia să ia. Vedem cum e apa. Mă, că nu ai mașină, ai pusă bine. Dă-mi și ochii la jos. Și ce caldă e! Dar serios, ce caldă e apa? Niciodată n-a fost așa. Caldă, caldă apa. Păi dacă au stat romii aici, au pus grătarul aici, s-a încălzit și apa. S-a încălzit apa. De soare, mă, câte temperatură. Ai, ce... ce satisfacție. Ce bine se simte. Uite un câine care o pungă acolo, eu știu ce face. Aici trebuia să venim. Costumele de baie și stăm aici și noi să ne îmbrânzăm, să ne facem. Așa ce facem? Rămân așa cu umerii albe toată vara. Albe? Albe, așa. Trebuie brânzate. Șutu, șutu, mai e. Ești cald? Cald, cald. Acum am zis. E după aia nu facem cu șoarele. Da, acum câțiva ani era apa mare aici. Dar nu știu ce nu mai e mare. Mai mare un pic aici. Poate pierzi șlapul din șlapii din picioare pe aici. Ia uitați. Mai că e potrivit apă. Poate te ia valul, că ești la mare. A, la mare îndepărtare sunt. Ce caldă e. Venim și noi mâine, gata. Acum nu mai putem să cu grătărelul în forță. Ne iau peste mâncătoare, am jucat acolo, am dansat și... Știți, prieteni, că el e cam gelos cu grătărul pe mine. Hai, hai, Leuță, că ne-o luăm, dacă mai stăm. Ia uitați câinele aici. Băi! Așa că, prieteni, vă mulțumim că ați vizionat acest vlog, că ați dat un like, că ați distribuit mai departe. Să nu uitați, vă abonați la canalele noastre de YouTube ca să fiți la curent cu toate vlogurile de zi cu zi. Să apăsați pe clopoțel. La revedere, o zi bună, să aveți, pa, pa, vă pupăm, multă sănătate vă dorim.